Moneda viitorului este inovația. Cu inovație poți să cumperi orice. Se pot cumpăra vise, se pot cumpăra țări. Și inovația stă la baza tuturor. Noi inovăm. Inovăm de când ne știm. Suntem rezultatul inovației. Fiecare dintre noi, faptul că am ajuns aici, un Homo sapiens în urmă 25.000 de ani, care eram în peștera lui Ana, astăzi am creat un instrument care a depășit granițele sistemului nostru solar. Astăzi avem stații internaționale, avem cercetare și totul a stat la baza inovației. Natura însă și inovează. Acest mamifer a trebuit să-și dezvolte capacități suplimentare, să se adapteze la mediu, a trebuit să inoveze. Și a inovat în așa fel încât să aibă acces la resurse. A inovat în așa fel încât a trebuit să supraviețuiască, să-și transmită genele mai departe. Și fiecare dintre noi din această sală suntem practic un rezultat al inovației. Inovația ne curge în sânge. Inovația este în ADN-ul nostru. Fiecare dintre noi suntem un inovator. De aceea, inovația face parte din noi și fiecare dintre dumneavoastră este un inovator. Trebuie doar să deschidem acest apetit spre a inova. Iar inovația vine atunci când găsim o soluție la o problemă. Și har Domnului, în fiecare zi toți ne confruntăm cu zeci de probleme zilnic. La fiecare problemă găsim o soluție. Și fiecare dintre noi poate să vină cu această soluție. Și această soluție poate să te schimbe pe tine personal, ca om, poate să schimbe mediul în care trăiești, familia, comunitatea, regiunea sau, în cazul unor inovații, poate să aibă impact internațional. Cum spuneam, inovația vine din natură. A trecut un an aproape de când ne-am confruntat cu o problemă care a pornit dintr-o inovație. Și mă întorc un pic la Ana și nu vreau să o supăr, știți povestea cu chinezul și cu liliacul. Da. Așa. Dar COVID-19 a inovat. Un virus s-a trezit într-o zi și și-a adaptat o proteină spike care din apetitul pentru lingheri și alte păsări, dintr-o dată, celula umană a devenit un receptor la COVID. Și a început pandemia, ceea ce știți toți și ne-am confruntat cu toți, sau unii dintre noi am pierdut semne. Virusul a inovat. Acea proteină a apărut din adaptare, din nevoia de a se dezvolta, din nevoia de a evolua. Fiindcă inovația înseamnă evoluție. Inovația te dezvoltă și dezvoltă. De aceea este important să inovăm. În momentul când inovăm, ne dezvoltăm în primul rând ca persoane, ca și caracter, ca și din punct de vedere profesional. Și a inovat în așa fel încât știm ce s-a întâmplat în toată lumea. Și atunci a trebuit să venim să inovăm și să naștem vaccinuri. Să naștem vaccinuri ca să contracarăm inovația COVID-19. Și vaccinurile au reușit să oprească această pandemie. Și totul stă la bază tuturor acestor aspecte, stă inovația. O concurență în inovație. O concurență care duce la evoluție sau la extinție. În cariera mea de medic m-am confruntat cu foarte multe provocări. Foarte multe provocări și fiecare dintre dumneavoastră care sunteți specialiști în anumit domeniu aveți provocări zilnice. Și vă gândiți cum să rezolvați mai bine sau să găsiți o soluție mai bună. De fapt, inovați. Inovați de fiecare dată când apare un gând. Totul pornește de la un gând. De la gând, cum spunea și antevorbitorul meu, apar vorbele, apar faptele, apare proiectul de inovație,
apare soluția la problemă. Și soluția la problemă poate să rezolve o problemă poate internațională. Ne gândeam noi medici într-un sat din Apuseni, unde am început, cum să creștem accesul la servicii medicale de specialitate. Era foarte greu să dai consultații în vârful muntelui, să chem ambulanța, să vină ambulanța, să meargă până la cel mai apropiat spital, de la cel mai apropiat spital până la cel mai apropiat spital județean, de la cel mai apropiat spital județean până la cel mai apropiat centru universitar. Și atunci a trebuit să găsim soluții, să unim pacientul cu spitalul universitar. Și undeva în Apuseni implementasem acum 12 ani, 15 ani, telemedicina. Un televizor prin internet în care apăsam un buton și medicii de la Târgu Mureș intrau cu noi în direct și ne dădeau soluții și astfel prelungeam viața pacientului. Practic, inovația duce la creșterea confortului, la prelungirea vieții pacientului, duce la îmbunătățirea nivelului de trai și creșterea gradului de supraviețuire. De aceasta este important să inovăm. Și ne-am gândit în continuare cum să creștem accesul la pacienți și cum să creștem accesul în România. Și a apărut o idee. Oare la nivelul european avem booking.com și toți știm cum să accesăm un hotel oriunde. La nivel european și internațional, dacă vrem să cumpărăm, avem un eBay. La nivel internațional și european ne putem deplasa cu Google Maps. La nivel internațional ne putem să socializăm prin Facebook. Și a apărut întrebarea, dar pe sănătate la nivel internațional. Și ne-am dat seama că era o nevoie. Și atunci noi, un grup din România, ne-am apucat să facem prima platformă europeană cu toți providerii medicali în același loc. Acum 5 ani se năștea Hey Medica. Astăzi un proiect în care se lucrează cu mai multe universități din Europa, un proiect care deja funcționează într-un MVP, un proiect care funcționează perfect și pe Brașov, și funcționează în orice metru pătrat din Europa la această oră, creat de un grup de români, în care am dorit să aducem o platformă cu toate spitalele în același loc, în toate limbile, cu toate spitalele, cu toate clinicile private, toate laboratoare, toate farmacii și cu un AI, inteligența artificială la care încă lucrăm și astăzi funcționează și testăm pe toate țările. Și primim mesaje de la diaspora română care folosește în limba română în Danemarca, în Spania, în Londra, acest soft. Totul a pornit de la o nevoie. De la o nevoie de a inova. Și acesta este și mesajul pe care îl trimit. Trebuie să găsim soluții. Trebuie să construim. Trebuie să nu ne lăsăm. Și am aplicat la AT-Health. AT-Health este divizia Uniunii Europene de e-Health. Și am câștigat premiul cel mare. Și atunci noi din România ne-am trezit dintr-o dată conectați la universități, la Trinity College Londra, DSU Copenhaga, Universitatea de Medicină din Lodz, Universitatea Big Data din China, Samsung Valley din Nuremberg. Dintr-o dată inovația îți deschide perspective, te interconectează internațional, cercetarea începe să te dezvolte ca individ, te dezvoltă ca grup și ca persoană. Și de aceea este important să inovăm și să ne urmăm calea inovației. Este foarte important să avem încredere în noi, să avem încredere că putem. În fiecare dintre dumneavoastră stă un inovator. În fiecare dintre dumneavoastră aveți puterea de a schimba lumea. Bill Gates a schimbat dintr-un garaj lumea și astăzi toți folosim computere. Și a avut încredere. Acum 7 ani, într-o garsonieră din București, niște tineri discutau cum să automatizeze un proces. Și astăzi este WePet, cea mai valoroasă companie din România. Totul a pornit de la
puterea de încredere. Și voi aveți asta. Aveți în sângele vostru, în ADN-ul vostru, trebuie doar să începeți. În fiecare dintre voi stă un startup. Faceți startup-uri. Mergeți, urmați-vă calea. Și una dintre problemele lumii, la ora actuală, cel puțin din domeniul meu, este clanța de la ușă. Se cheltuie miliarde de dolari ca să aflăm cum putem să sterilizăm clanța de la ușă, fiindcă atunci când am intrat în această sală, toți am pus mâna acolo, toți am lăsat bacteriile acolo, care la această oră deja se și cunosc între ele. Când ieșim, le luăm cu noi de la toate aceste bacterii și le ducem acasă și le punem pe masă, le punem pe prietenii noștri cu care o să dăm mâna la after party. Practic, diseminăm aceste bacterii. Dacă cineva va rezolva această problemă, pe lângă că va fi miliardar, va salva miliarde și miliarde de vieți. Inovați! Soluția este la voi. S-ar putea ca la următorul TEDx cineva din această sală să găsească această soluție. S-ar putea ca aceste soluții inovatoare să ne pună pe noi ca țară pe harta lumii. Și inovația apare acolo unde există constrângeri. Vă dau exemplul Israelului, o țară care nu are resurse noastre, care și-a bazat întreaga economie și politică pe inovație. România are cea mai mare șansă din toată Europa, fiindcă acolo unde lucrurile nu merg și nu funcționează, acolo se naște inovația. Și aveți cel mai propice teren de a rezolva problemele, fiindcă unde nu merge nimic, acolo trebuie să găsiți soluția. De aceea este important să inovați. Inovația te dezvoltă. Inovația te profesionalizează. Inovația te catapultează într-o altă lume. Inovația îți deschide orizonturi. Datorită inovației, am fost în China, am luat premii în toată Europa, am fost la Google, m-am întâlnit cu alți inovatori. Îți dă șansa de a te dezvolta ca individ, ca persoană, ca echipă. Este foarte important să inovați. Și trebuie să aveți curaj să începeți. Și trebuie să începeți de astăzi și să plecați de aici cu un startup. Faceți startup-uri. Startup-urile sunt viitorul. Inovația este moneda viitorului. Și vreau să ne întâlnim peste câțiva ani și să vă felicit pentru startup-urile voastre, să vă felicit pentru soluțiile pe care le-ați luat, să vă felicit pentru miliardele pe care le-ați adus, fiindcă inovația înseamnă și venituri, înseamnă și o dezvoltare economică. Și să vă felicit că ați inovat, dragii mei inovatori. Vă mulțumesc!